Condițiile climaterice bune din ultima perioadă favorizează creșterea ciupercilor de pădure, în special în regiunile centru și cele de nord ale Republicii Moldova. În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează consumatorii în scopul prevenirii cazurilor de intoxicații cu ciuperci. În scopul prevenirii intoxicațiilor cu ciuperci, recomandăm procurarea ciupercilor doar din locuri autorizate sau înregistrate oficial de agenție. Culegerea ciupercilor din păduri sau de pe marginea gunoiștilor, totodată procurarea ciupercilor de pe marginea traseelor din locuri neautorizate, presupune un risc major pentru sănătatea consumatorilor. De ce nu recomandăm procurarea ciupercilor de la persoane care practică comerțul stradal neautorizat? Totodată, specialiștii nu recomandă culegerea ciupercilor din apropierea gunoieștelor sau zonelor poluate cu insecticide și metale grele, deoarece în asemenea locuri, chiar și speciile care nu sunt toxice absorb toxinele din mediul ambient și devin periculoase. Mai mult, simptomele intoxicației cu ciuperci pot apărea chiar și peste câteva zile. Perioada de incubație a intoxicațiilor cu ciuperci poate să fie scurt de la 2 ore până la 6 ore și o perioadă mai lungă de la 12 până la 72 de ore. Simptomele care apar în urma intoxicațiilor sunt variate și ele depind de cantitatea de toxină care numerește organism, specia de ciuperci care provoacă. Aici avem și vârsta persoanei care a consumat, copiii și bătrânii sunt mai vulnerabili față de toxinele ciupercilor. Și aici putem zice că primele simptome care apar sunt simptomele greață, vomă, cefalee. Totodată, specialiștii nu recomandă verificarea ciupercilor din pădure prin metode tradiționale, deoarece acestea nu sunt deloc sigure. Mai mult, toxinele ciupercilor nu sunt neutralizate nici chiar de alcool. Majoritatea populației știu că cum se diferențiază ciupercile toxice de cele netoxice. De exemplu, negrește ceapa, usturoiul, coagulează laptele, negrește diferite obiecte și așa mai departe. Toate acestea sunt semne false și consumul ciupercilor împreună cu alcoolul deci nu ne salvează absolut deloc. Sunt ciuperci care se consumă, care consumându-se împreună cu alcoolul își amplifică deci, capacitățile sale toxice. De la începutul anului 2023 au fost înregistrate 9 cazuri de intoxicații cu ciuperci, în urma cărora au avut de suferit 11 persoane, inclusiv un copil.